Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Show. Astăzi dimineață ne-am deplasat la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Firesc, este început de an și vrem să aflăm noutățile referitoare la activitatea sportivă din 2014. Bineînțeles, beneficiind de amabilitatea domnului director Nicolae Hagiu, am aflat lucruri interesante, dar o să vedeți și dumneavoastră parcursul acestui reportaj care sunt noutățile în 2014. Domnule director, un nou an? Nou început, noi probleme bănuiesc. Da, așa este. Acum, de început de an, prima problemă și grija noastră a fost bugetul, pentru că știți că a fost aprobat de anul la decembrie și am tot așteptat. În sfârșit a venit bugetul, avem probleme vis-a-vis de banii primiți de la minister. Vreau să spun, dacă anul trecut am avut 205.000 alocați din subvenții pentru activitatea sportivă, anul ăsta avem 50.000. Da. Deci un sfert din ce am avut anul trecut. Încercăm să-l ajustăm, să-l completăm cât se poate cu venituri proprii. De-aia încerc să terminăm tabăra aia cu, așa cum este ceea ce privește curățenia și... Bine, acum trebuie doar să aveți o trei structuri amenajate. Chiar am dat un număr de aproximativ 60 de locuri pentru cazare. Sperăm să avem și copii în tabără în vara asta. Ar fi pentru prima dată să aveți după câți ani? Cam după câți ani? 15-16 ani. Da, și, da, 60 de copii, deci ca să fiți luați acolo. Da. Și lumea copii, se poate organiza la Brăila. Da, pot fi cazați în condiții bune, chiar foarte bune, doi în cameră. Da, de fapt am făcut atunci la vreo instituție reportajul. Sunt beneficiază și de grup sanitar la fiecare. Măsuț în cameră, în sfârșit. Și sperăm să avem și copii în tabără. Da, dacă ați început să faceți demersuri acum, preciz veți avea, că lumea este curioasă să se vadă, mai ales și avem și lacul Sărat acolo. Și lacul Sărat. Nu mai este ce a fost, dar oricum e bun. Sperăm să fie bine, adică un nou început, sperăm ca în timp să avem cât mai mulți copii acolo, să terminăm și noi restul de căsuțe, să putem avea jur de 100-120 de locuri. Și este posibil ca până în vara asta să dispuneți de atâtea locuri? Încercați. Da. Probabilitatea cam 50-50. Nu știm nici care va fi evoluția bugetul în continuare. Da. Noi sperăm ca la o viitoare rectificare să mai primim ceva bani și pe activitatea sportivă și în ceea ce privește investiții, reparații la tabere. Da, faptul că acum că ați primit un buget așa redus, ultra redus, vă face să renunțați la anumite competiții pe care... Nu. Că știu că se face un calendar, în general, biroul de sport să nu renunțăm la anumite competiții, le-am mai cumulat. Deci dacă aveam două, trei competiții cam cu aceeași obiect de activitate, le-am cumulat și, bineînțeles, că bugetul s-a redus la fiecare, proporțional. Le-am cumulat și să facem activitate, o competiție mai mărișoară, cu două, trei activități din calendar. Da. Noi sperăm din venituri proprii. Asta e prioritatea numărul 1 a noastră, să obținem mai mulți bani din venituri proprii. Ne ajută și faptul că avem lotul național de box, da. De tineret, așa, care e cazat la noi la hotel și masa. Avem și o părticică din echipa de fotbal. Da. În sfârșit beneficiază și săracii de condiții ceva mai omenești, așa, în privința mâncării și a cazării. Și sperăm să punem în valoare și terenurile alea mai bine la Parcul Monumental acolo. Deci prioritatea noastră sunt veniturile proprii. Da, practic aici vă bazați pe venituri proprii, să scoateți banii pentru ceea ce vă organizați. Bugetul a fost așa cum a
fost mic, sperăm din venituri proprii să acoperim și să încercăm să terminăm calendarul ăsta sportiv, că nu putem tăia, spune, nu avem bani, nu putem face. Da, dar nu, văd că deci, aveți deja pregătit un calendar sportiv sau sunt... Da, avem un calendar da. Pregătit, cred că vi l-a trimis și dumneavoastră. Da, posibil, da. Da, și pe tineret avem la fel un calendar pregătit, acolo n-a venit, ne-au cerut niște propuneri da. Pentru anumități, pentru anumite proiecte. Le-am trimis la București, așteptăm să vină răspunsul lor, dacă ne le acceptă pe toate. Adică și acolo în buget suma a fost la fel, nu un sfert, dar jumătate diminuată. Mai am o variantă, aș vrea să am o discuție cu domnul primar, să vedem poate din competițiile pe care dumnealor le-au pe activitatea sportivă, pe direcția de sport da. Și tineret. Poate încercăm să le unim o parte din da, ele care da, se da, potrivesc, da. Să le unim și să dăm o valoare mai mare competiției sau proiectului pe tineret. Da, da. Așa, aveți deja acțiunile acestea în vedere? Sunt acțiuni importante? Sunt acțiuni importante, dar urmează săptămâna viitoare să avem discuții, da, da. Să vedem ce putem, cum le putem cumula, să dăm mai mari valoare și a premiilor și a competiției sau proiectului de tineret. Da, da. Veți merge în continuare, veți ajuta mai mult LPS-ul și CSM-ul, cluburi care au performanță, sau în general toate cluburile vor avea aceleași beneficii din partea noastră în funcție merge, de... Vom merge, evident, și cu CSM-ul și LPS-ul, dar nu neglijăm nici celelalte cluburi și... Păi știți că la noi sunt competiții de la ăștia mici da, de... Da, da. 4 ani, 5 ani, până la cei care fac performanță. Nu putem neglija nici pe cei mici, nici pe cei mari. Va trebui să le... să-i ajutăm pe toți. Da, da. În limita posibilităților. Mai puțin, cum da. Oricum, e mai bine puțin decât nimic, nu? Mai puțin Corect, decât... Da. E important de să desfășoare competiția, adică să vină copiii, chiar dacă premiile sunt mai mici, dar da. să desfășoare competiția și să vină copiii. Țin minte acum de ani când ați organizat pentru prima dată noastră o cupă la Caia Canoe, la Galați. Da. Și ce bucuroși au fost că toți copiii au primit medale, au primit diplome. Da. Că la un campionat da. Național mai greu primească toți da, medalii și, și da. Diplome. Erau bucuroși. Cupe da. Contează pentru un copil. Cupe, medalii, da. Place mici, mai și cu dulciuri. Da, da. Astea sunt... Rechizite școlare, am mai văzut că... Da, da. Da. În funcție de posibilități și din am avut în vedere tot timpul și nevoile lor. Nu te poți duce la o competiție de copii mici să le dai o dipună, pe care ei... Da, da, da. E mai greu de ciocolată, da. Mai bine o punguliță cu dulciuri. Și... Da, început destul de dificil, dacă... Destul de dificil, dar sperăm să... Eu sunt optimist și sper să... Să nu ducem la capăt și da, da. Hotelul Sport, Cantina Sport sunt în continuare... Da, ele sunt în funcțiune. Da, avem, v-am spus, lotul olimpic de tineret la box. A, și va avem în mai, iar o competiție, da, campionatul național de tineret. Campionatul național de tineret. Avem în calendar și memorialul cu Țov. Am discutat cu cei de la CSM. În momentul de față, tot așa, în da. Proporție de 50-50 și de a-l organiza da. Pentru că e o investiție destul de mare, dar sperăm și în câțiva sponsori să o putem realiza. Da, ar fi un lucru frumos pentru Băiala, pentru box, pentru... Da, da. Da, cu idei frumoase. Tabăra Blasova mai este tot a noastră? Tot a noastră este, din păcate. Aici este problema. Da, spun din păcate, pentru că știți că se află într-o stare mai... într-o stare de degradare mai avansată. N-am putut să facem nimic acolo, n-am avut bani. De fapt, știți că la început eu am preferat să...
renunț să fac ceva în tabăra Blasova, să acces, să duc toate fondurile către la Cusărat. Dacă le împărțeam, nu ieșeam nu făceam, de niciuna. Așa am canalizat toate resursele către la Cusărat și am lăsat Blasova. Blasova în speranța că va ajunge la Consiliul Județean sau Consiliul Local pentru a putea investi în ea. Vă știți că niciun guvern nu va da decât cu păstrarea destinației și ar fi păcat dacă sunt bani la Consiliul Județean să nu investească în ea. Dar deocamdată este tot adunat. Am discutat de luna trecută, am fost la minister, am discutat, dar că să apară într-o hotărâre de guvern pentru că nu e singura realitate de țară. Și nu poate da o hotărâre de guvern doar pentru o singură locație. A zis că o să fac o listă cu mai multe locații din țară și le vor da către Consiliul Județean. Da, eu m-aș bucura să o ia cât mai repede, pentru că se degradează cât mai puțin dacă ei o preiau și încep investiții. Și cum ar mai fost o variantă să o preia nu știu ce localitate, ce comună de acolo da, să o facă? Da, sau Frecăței. Da, a apărut varianta cu Consiliul Județean, vă dați seama, la Consiliul Județean sunt mai mulți, mai mulți fonduri. Și mai mult interes pentru a face ceva acolo. Având în vedere că se lucrează și la drumul ăla către localitățile din Baltă, e o idee rea, că ei dacă investesc în ea și o aduc la niște standarde, putem colabora după aia. Deci pentru mine e important să organizăm competiții și acolo, iar arăta bine. Da, spuneați dumneavoastră atunci când s-a inaugurat partea funcțională de la Lacul Sărat, da. Că și acolo veți încerca să faceți un teren două, de fotbal. Da, de... avem terenul ăla de... la un împrejmuit tot, e ok, avem și dotările cu fileu cu pentru tenis. Nu avem suprafața cu covor sintetic. Dar se poate folosi acolo. A, și copiii? Pentru tenis, da, pentru... Da. Copiii vor avea un loc rezervat la plajă sau vor merge cu profesori în zona? Da, cu profesori. Înainte de 2000, tabăra a avut și o, până prin 96, a avut și o bucată de tabără, de plajă, da. Da. Atunci când a fost intabulată, n-au să mai intabula și bucata aia de plajă. Și a rămas la UNITA. Da, da, în fine. Ar fi fost bine să fi rămas la tabără. Dar oricum, da. Nu mai sunt părunci, dacă mai cu profesorii, oricum da. Face. Bine, Lacul Sărat nu-i marea sau... Da. 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 E bine. Știu că ați participat în urmă puțin timp la Congresul Macei, că a fost una dintre experiențe de acest gen, da. Motocicliști cu... Da. Ați participat la competițiile de dictat, dar la Congres... Da. Mi s-a părut... Adică cei care au venit au fost încântați. Până și eu am fost încântat de... Vă dați seama, un congres al unei federații internaționale la Brăila a fost un eveniment destul de mare. S-a desfășurat în condiții normale, au fost prezente 7 țări cu președinți, plus președintele Federației Internaționale de Motociclism. A fost frumos. Da, cu acest prilej s-a stabilit că vor fi două competiții internaționale la Brăila, Cupa Brăilei și etapa a doua din Macek. Exact. Veți colabora la organizarea celor două? Da. Cu puținul cât îl putem acorda și noi, vom participa și noi cu... eventual cu cazare. Cu... Da. Cum vi se pare activitatea sportivă așa în general, în Brăila? Mai vedeți oamenii interesați așa să facă ceva? Că, bine, aici trec multe din toate domeniile, din toate sportivele. Da, mai sunt, în special în mediul rural. Am văzut că s-au mai făcut asociații sportive, pentru că CIS-ul iau de la noi am văzut la Vădeni, la... Nu mai știu, parcă la
galbenul, care au venit acum da, 10 ani. Da. Da, în general, la țară, în mediul rural, neavând... Și mergi pe fotbal sau mergi și pe alte discipline? În general, fotbal, da. Păcat că nu, nu pot fi și alte discipline. Dar și fotbal, până la urmă... Da, bine. Mai scot pe cei mici din casă, de la casă. Așa este, da. Iar sâmbătă și duminică, da. Prin da, comunul și statul mic, care sunt echipe de fotbal, toată lumea... Că sunt ei acolo, microbistat, nu la stadion. Da, da. La aici, la Brăila, sunt alte posibilități, la țară mai puțin. Da. Da. Primăriile da. Încearcă să le facă cât de cât acolo un stadion cu... pentru ieșirea. Am văzut, am mai fost și cu fondul de... Da, cu fondul de Europene, s-a mai încercat cât încerca. Am fost ordonanța 507 sau nu știu. Sunt și câteva săli de sport în județ. Da, da. Dar păcat că acolo unde, nu sunt săli de, unde sunt săli de sport, nu sunt și... și activități, da. Echipe, da. În special de handball, ce se poate face mai mult în sală, handball sau chiar și mini fotbal. Cred că ar fi o variantă la da, rural da. Mini fotbalul, care au unde au săli de sport. Și aveți solicitări așa de ca să îi ajutați să încheiați partenerii? Nu, am avut niște discuții anul trecut cu Mircea Totolici de la basket și cred că și anul ăsta o să mai discut cu el. Măcar în localitățile unde sunt sări acolo, ar putea să meargă să facă niște meciuri demonstrative cu, da, și cu selecții da, în da. Același timp. Da, e cu selecția mai problematică, să-l aducă aici la Brăila, cazare, masă și alte... Să chinuie și domnul Pecțe să și este, dar să sunt copii buni și într-adevăr vor să facă performanță, ar putea, ar putea, ar fi un început da, da. Pentru ei. Așa este. Dacă revenind la terenul acesta din monument, cum v-ați gândit să-l faceți mai atractiv, mai bun pentru a câștiga un ban? Acolo ne-am gândit să încercăm să facem un contract cu școlile de fotbal. Exact, cu... da. Da. Să vină la cu ăștia mici, cu da, da, copii. Copii. Să vină să-și facă antrenamentele acolo și așa am putea să-i atragem mai mult către teren. Am observat acum că nu știu ce s-a întâmplat la pescăruși din acolo, da. Nu mai au așa activitate. Spun da, bine, că... și vis-a-vis de terenurile noastre, în teren acolo cu tribună, cu bine, dar nu s-a mai da, lăsat în pagajină, da, da. 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 Egal cumva al pionierilor, al, nu da, știu, da, al inspectoratului școlar. Inspectoratului școlar. Da, da, da. Așa, cum este tot al inspectoratului? Tot al inspectoratului, da. Probabil că vor să fac ceva investiții acolo, am observat că cei de la CSM au venit, aveau tenis acolo, făceau antrenamente și nu se mai duc pentru că cred că vor să fac ceva investiții acolo. Da, da. Și au venit la noi. Sperăm să-i aducem acolo. Și noi o să facem câteva competiții acolo pe terenul ăla tot. De tenis? Da. Și de tenis și... fotbal și... Da, bine, în funcție de cerințe, da, de, da, da, da. De lanțe de celor care vor să organizeze. Da, singura noastră problemă, terenurile alea ar fi fost foarte bune dacă am fi avut și ceva acoperit. Da. Pentru că la un moment dat a existat, au existat niște contracte cu poliția, cu jandarmeria, cu mai multe instituții din astea. Dar nemai având sala acoperită, oamenii s-au reorientat. Da. Ei au nevoie să facă și vara și iarna. Ei, noi și le putem oferi vestiare, doar vara. Da, vara. Un vestiar era bun acolo. Avem un vestiar, avem grup sanitar cu duș. Ah, bine, n-am știut. Da, n-am da, de... da, da. Astea le-am făcut acum 2 ani sau 3 ani. Eu oferit cu condiții, da, ca să poată să... Da, pentru echipament, pentru...
Am încercat de atunci să montăm un panou solar acolo, dar e mai dificil. Pentru că noi nu putem asigura pasa. Da, da. Asta e o problemă. Și ar fi dat de unică folosință. Da. Într-o noapte a zburat acolo, da. Știu că se plângeau că au probleme, mi le sparg, le tai plasa, să intri, să joace. Da, am avut probleme, am trecut și acum pe ea, mi-au luat și gardul ăla despărțitor în proporție de peste 50% din el. Da. L-am întărit. Acum cu cosmetizarea monumentului s-a făcut, este mai mult lumină acolo, se poate vedea mai bine. Da. Sperăm că nu vor mai fi probleme, pentru că orice lucru care dispare de acolo vă costă pe dumneavoastră. Așa este, da. Da, și după aia în continuare nu-ți mai poți desfășura activitatea, că dacă e gardul din mijloc de acolo, nu se mai poate juca pe unul sau pe celălalt teren. Da. În momentul de față, care ar fi principalele probleme pe care ați dori să le rezolvați? Deci pentru mine principala problemă e asta cu banii. Deci să aduc cât mai mulți bani la instituție. Bani, nu știu, mă gândesc la tot felul de variante, sponsorizări. Da, tot ce se poate lega. Exact, da. din care se pot scoate bani. Da. Bani pe care să-i putem folosi, să completăm acest calendar cu sumele. Calendarul și consumează noastră să încercați să continuați lucrările și la tabără. Arată frumos, e ceva deosebit. Mie cel puțin mi-a plăcut și am fost atunci și cu Bogdan. Da, a fost ceva frumos. Păi, cred că arată la fel. Da. Deja asta vreau să ajung, am mai ajuns astăzi acolo. Vreau să ajung să începem cosmetizarea asta. Da, cât de cât. Da. Păi, a trecut iarna. Da. Întotdeauna, după o iarnă. Să adunăm tot ce e pe acolo mai nefolositor. Aveți oameni acolo care avem, se ocupă de... Avem trei oameni,